Tati spune mereu, tu îl faci, tu îi pui numele oricum, dar totuși mi-ar plăcea să simtă și el așa că îi vine să strige copilul pe nume, nu? Bună tuturor și bine ați venit în familia noastră! Astăzi revin cu un filmuleț despre sarcina mea și face parte din cadrul playlistului Jurnal de Sarcină 2020. Dacă vă interesează subiectul, vă invit să-l vizionați. Astăzi vom vorbi despre numele pe care l-am ales pentru bebelușă. Vom avea o fetiță, după cum cred că știți, dacă nu, vom avea o fetiță. Înainte să încep să vă spun numele, pentru că avem o listă lungă și o să vă rog la sfârșit în comentarii să ne ajutați și pe noi să ne decidem. Cred că nu am încă comentarii la canal, sunt conștientă, dar ne puteți găsi în secția comunitate și acolo putem să comentăm, să vorbim, să discutăm, etc. Băiețelul nostru are doar un singur nume, îl cheamă Alexander, am ales versiunea nemțească a numelui pentru că s-a născut aici. Ne-am gândit că o fi soarta pe aici sau prin străinătate, este un nume mai internațional decât Alexandru și va avea doar un singur nume. Eu am doar un singur nume, mă cheamă doar Oana, dar de exemplu tati are două nume, Cornel Marius și 99% din oamenii din viața lui nu știu că îl cheamă și Marius. Nimeni nu l-a strigat niciodată așa, nu folosește acest nume, așa că nu vedem sensul în a avea două nume. Noi ne-am decis să aibă doar unul. Avem o listă lungă, așa că să începem. Să vă explic cum ne-am gândit noi la tot acest procedeu. Întrebându-l pe Alex, el zice Gogu. Bun, asta e bine. Și i-am explicat că da, va fi Gogu, dar Gogu e și el și Tasu și va fi și fetița, așa că trebuie să îi distingem într-un fel. Și atunci, ăsta e numele de familie și toată lumea trebuie să aibă un prenume. Și atunci, bineînțeles că vrea Alex. Să-i strigăm pe amândoi la fel, ar fi comod, nu ar fi practic, dar ne-am gândit să lăsăm așa mai deoparte dorințele, această dorință a lui, așa că să alegem ceva mai serios. Să zicem că ne luăm după bunici. Bunica lui Cornel, care nu mai este din păcate printre noi, Dumnezeu să ierte, o chema Ioana, dar eu sunt Oana, așa că am zis să sărim. Pe una dintre bunicile mele o cheamă Constanța, ne-am zis că e cam învechit. Pe cealaltă o cheamă Vochița, așa că a fost ușor să scartăm numele ăsta. Iar pe străbunica mea o chema Stamata. Nu vă spun în familia mea și că toți suntem în familie, pe mama mea o cheamă Cornelia și pe mătușa mea o cheamă Olimpia. Atunci ce ar fi să continuăm cu nume dintre acestea romane, să-i punem un gen Aurelia? Ne place foarte, ne-ar plăcea foarte mult să aibă un nume care începe cu litera A, la fel ca și Alex. Și atunci, să zicem că trecem la nume imperiale. Îmi plac foarte mult numele istorice care au o încărcătură puternică, gen regine, prințese, războinice, și ne-a plăcut inițial Ecaterina sau Victoria, știți, regina Victoria, și ne-am gândit că ar fi o victorie după câte am trecut până să o avem pe ea, ar fi chiar o victorie în viața noastră și să fie victorioasă în viață, așa că este unul dintre numele pe care îl urcăm în top. Ar mai fi Elisabeta, Eli, ar mai fi Anastasia, Ana, ne mai gândim. Și apoi am zis că dacă tot are doar un nume, să alegem și noi un nume de sfânt, ca să aibă când sărbători. Ne-am gândit la o floare, să fie de flori. Și mie îmi plăcea foarte mult anemona. Tati nu, și nici prea internațional nu e. Antonia, de la Sfântul Anton, sau Andreea, de la Sfântul Andrei, sau Valentina de la Sfântul Valentin, și pe tatăl meu îl chema Valeriu, așa că și numele ăsta urcă puțin în top, așa ca semnificație. Și mie mai place foarte mult Aurora. Știu că nu este legat de flori sau de vreun sfânt, dar să spunem că este tot așa un fenomen cosmic și l-am învățat și pe Alex despre Aurora Boreală și o recunoaște oriunde și mereu zice Aurora Boreală, dar nu prea reușește cu atâția R. Și ne-am gândit că i-a fi și greu și ei să scrie, să pronunțe numele, dar îmi place, parcă sună așa interesant. Și apoi avem o aplicație pe care putem să alegem numele, de exemplu, nemțești, că toți se naște aici. Și tati a zis odată Agata, ar mai fi Caterina, care se poartă foarte mult aici, un nume mai scurt așa ar fi Leni,
sau Emilia, Emily, cum se mai poartă pe aici prin Germania. Ne gândim, am pus pe listă. Al șaselea filtru prin care am trecut toate numele pe care le-am găsit, am zis, hai să fie unul cu A. Îmi place Andra, dar am o verișoară care se cheamă așa, care se numește așa, îmi place Andrada, îmi place Amalia sau Amelia, mai îmi place Ariana, tot mi se pare așa mai interesant, dar parcă nu-i de sfânt, dar parcă nu se leagă, parcă nu... Nu știu. După cum vedeți, lista e lungă. Mai avem încă un criteriu și așa ajungem la vreo numărul 7 sau 8. Am zis să meargă cu Gogu, că asta e, așa ne cheamă. Și Gogu Oana sună puțin cam forțat, așa ne-am zis al doilea să fie un pic mai lung, cum am ales Gogu Alexander, că am zis să fie cu un pic de putere numele. Și trebuie să ne gândim la un nume care să meargă cu Gogu și nu e ușor. Apoi când eram mică, dacă mă gândesc așa, mă uit în interiorul meu și mă gândesc ce nume mi-ar fi plăcut mie, îmi plăcea foarte mult Bianca, Clara și Lia. Înainte scriam poezii sau povestioare sau ce îmi trecea mie prin cap când eram în generală și îmi pusesem un pseudonim literar, Bianca Nea. De la albă ca zăpada, era așa ceva gândit, vă dați seama. Și acum cam și eu, voi avea și o fetiță, chiar mă gândesc, oare răsare, nu știu, numele ăsta iarăși în mine cu Bianca sau Clara, îmi plăcea foarte, foarte mult. Și apoi dacă o luăm pe criteriul internațional, ar fi o grămadă foarte frumoase, care mie îmi plac. Și tati spune mereu, tu îl faci, tu îi pui numele oricum, dar totuși mi-ar plăcea să simtă și el așa că păi vine să strige copilul pe nume, nu? Și mi le-am notat aici că ar fi Izabela, Sofia, Luiza, Laura, Eva, Denis. Hai, și lista continuă și este foarte, foarte lungă. Cred că ultimul criteriu, ultimul filtru care ne va ajuta să alegem, am făcut câteva, un top așa, câteva nume, cred că o să vă puteți da seama după pasiunea cu care vorbesc despre, am vorbit despre ele, va fi să o privim, să vedem fața și apoi vom ști instantaneu ce se leagă, ce ne vine în cap și cred că asta este decizia multor părinți. Poate unii pornesc fixați doar pe un nume și apoi când o văd și zic, băi, asta e clar o Ecaterina, nu știu, zic. Am dat câteva exemple, dar cred că ce ne va ajuta cel mai mult în inima noastră să ne decidem va fi atunci când vom vedea. Eu i-am mai spus lui tati, mă țin cu mâna de burtică și îi zic câte un nume. Victorița, mama bufnește râs. Se spune Andreea, Lia, Clara și când a dat din picior sau din mână sau a dat semne, îi place și ei. Ce ziceți, e un criteriu bun de decizie? Vă mulțumesc tare mult că ați stat alături de noi și astăzi, sper că v-ați amuzat. Este distractiv să faci listă cu numele care îți plac pentru copil, este puțin mai puțin distractiv să alegi unul care să fie pe viața copilului. Știți câtă responsabilitate este pentru un părinte și știu că într-un final ne vom decide că trebuie, așa că pe certificatul acela de naștere va fi un nume și sperăm că va fi cel mai frumos nume din lume care să-i placă și ei și să ne placă și nouă și cu siguranță o să ne facă plăcere să strigăm minunea vieții noastre în fiecare zi și în fiecare oră și abia o așteptăm. Cred că așa simt toți părinții, nu spun nimic deosebit astăzi, dar vă puteți da seama cât de fericiți suntem în aceste momente și încercăm să ne bucurăm. A venit tati. Vă mulțumim de suflet că ați fost alături de noi și în filmulețul de astăzi, sper că v-ați distrat cu noi. Vă invităm să ne ajutați în comentarii cu ideile care vi se par, cu numele care vi se par cele mai răsărite, cele mai potrivite, cele mai frumoase și cele mai iubite. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să ne dați un like, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe acest canal și vreți să urmăriți în continuare aventura noastră în care ne-am embarcat. Și pe curând, pa, pa!